În bugetul pentru 2022, primarul Ion Lungu a anunțat faptul că 55.676.700 de lei sunt alocați pentru străzi. Repartizarea acestora a fost menționată de primarul municipiului în cadrul conferinței de miercuri. Capitolul 840203, 55.676.700 de lei, pagina 30-31 din buget. Deci asta înseamnă 11.335.340 de euro. Repartizați în felul următor, 25 de milioane de lei la reparații străzi, pe care le vom stabili în perioada următoare, și 31.676.700 la investiții, din care 5 milioane de lei, discutăm de ruta alternativă de acces în cartierul Europa și în drumuri din cartierul Europa, 3.800.000 de lei, ruta alternativă, rest de executat a peductului Suceava-Botoșani, 2 milioane de lei, reabilitare, modernizare, strada Dobrile Eugen, 2 milioane Ștefan Lucian, 1.800.000 Emil Cioran, 1.000.000 parcări în ședință și aici fac o paranteză, 1.000.000 sunt pe investiții, dar în cei 25 milioane de lei avem încă mulți bani pentru reabilitare de parcări, acolo nu sunt pe investiții. 700.000 de lei pe Jupiter, 600.000 de lei pe Crângului, 500.000 de lei Dragomirna, 400.000 de lei Vasile Lupu. Dacă luăm în considerare faptul că noi am depus, dar nu i-am prins în buget ca să nu umflăm bugetul, putea să punem acolo un capitol separat din finanțare la bugetul de stat, avem depus, așa cum se știe, pe planul național Angel Sanigni, acel proiect de 18.200.000 de lei pentru ultimul tronson de ruta alternativă Suceava-Botoșani, care iese de la Podul Unirii până în DN29. Deci dacă mai adăugăm încă 18.200.000 de lei acel proiect depus, avem 29.335.340 de euro bani pentru străzi, capitolul străzi.